Un număr de 470 de elevi al Olimf susțin astăzi, 21 iunie, examenul de bacalaureat la limba maternă, adică limbile ucraineană, găgăuză și bulgară, aceasta fiind ultima probă din sesiunea curentă. Din numărul total al candidaților prezenți la examen, 179 susțin proba la limba bulgară, 260 la limba găgăuză și 31 la limba ucraineană. Potrivit Ministerului Educației, testele de examen vor fi verificate în perioada 4-25 iunie, iar rezultatele vor fi afișate în centrele de bacalaureat la data de 26 iunie. Candidații vor avea la dispoziție 48 de ore pentru depunerea contestațiilor în zilele de 26 și 27 iunie. Rezultatele finale, după examinarea contestațiilor, vor fi anunțate pe data de 4 iulie. Sesiunea de bacalaureat 2019 a început la 4 iunie și la aceasta au participat circa 17.000 de candidați, iar pentru susținerea examenelor au fost deschise 92 de centre de bacalaureat în toată țara.